Hai să vedem pentru ziua de duminică, 22 august, ultima zi în care soarele tranzitează zodia leului și momentul în care avem a doua lună plină în vărsător din acest an. Hai să scoatem o carte de tarot special pentru această zi. Avem aici doiul de monede, ezitare, jonglare cu două energii opuse, care îți mănâncă toată energia, tot timpul și care te lasă dezumflat. Această carte, acest doi de monede, apărut în această zi de duminică, mi-arată foarte clar că ți-ai asumat mai multe responsabilități decât poți duce. Ești supra-solicitată, ești supra-încărcată și dacă o să continui pe traiectoria asta, o să ajungi la burnout. O să ajungi să nu mai ai energie nici să te ridici din pat. Prin urmare, aici profită de această zi de duminică și analizează-ți foarte atent prioritățile. Uită-te foarte calm, foarte calculat la viața ta, la felul în care îți consumi energia și timpul și ia o decizie despre cum vrei să mergi de aici înainte pe viitor. Pentru că într-un fel sau altul trebuie să aduci mai mult echilibru în viața ta. Nu o să poți să continui să jonglezi la infinit în felul în care o faci acum. La un moment dat trebuie să iei o decizie și să hotărăști că îți canalizezi toată energia într-o direcție sau alta. Și aici o să dau un exemplu pentru cei care sunteți antreprenori, da? Pentru cei cărora v-am spus ieri să vă canalizați toată atenția și toată energia pe afacerea pe care vreți să o începeți. Problema este că lucrați în prea multe direcții. Fie lucrați la prea multe afaceri, fie aveți și un job full-time și încercați să vă porniți propria voastră afacere și pentru că vă împărțiți energia așa în două direcții, niciuna dintre ele nu dă randament maxim. Nici la locul de muncă nu dați randament maxim pentru că vă gândiți tot timpul ce mai rămâne de făcut în afacerea voastră, nici în afacerea voastră personală nu dați randament maxim pentru că nu puteți să vă concentrați acolo 100% din timp cum ar trebui. Și aici trebuie să luați o decizie. Ce este mai important pentru voi? Stabilitatea financiară, salariul care vine lunar sau posibilitatea de a-ți porni propria afacere și de a face ceva de la zero? Nu pot să spun că una e mai bună decât cealaltă, asta depinde de tine, de situația ta particulară. Eu tot ce-ți spun este că a sosit momentul să iei o decizie și să nu mai jonglezi cu două joburi, cu doi parteneri, cu două case, să nu mai jonglezi cu două energii, oricare ar fi ele, ci să-ți canalizezi toată atenția într-o singură direcție. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe etalări de la mine, te aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!